Ferraru, să moară mamă, ăsta e Ferraru. Salut, frate, de ce plângi? N-avem bani de pâine, Ferraru. Mamă, așa, băieți frumoși, au fugit femeile din geam, ce dracu' ăsta? Nu, stai atunci. Uite, mă rog și de nevastă mea, ca să facă și mie bani și ca să facă. Păi du-te tu, vărule, că după voce ești mai pițigăia ca ea, cred că te trimite ea pe tine. Păi așa știi că așa e și spus. Bravo, frate, îți dau cu o tap-tapă, îți duc cadou la tine și tu îmi zici așa, nu? Bravo, frate, de unde sunte? Ceanavod. Oh, de la pește prins cu mâna să mă rămân. Trebuie podul, trebuie așa să provinietă, trebuie... Am înțeles. Bine, mă, băieți, vă las acolo să fiți sănătoși. La Cernavod. Gata, m-am alăturat lui Macavi. Am găsit, mă, pe Heronim, pe Gerasim. Te pup, Butuchel. Butuchel. Te salut, te salut. Omul cu păr invizibil în cap, omul cu păr transparent. Te pupăm, Butuchel. Gata, Butuchele, de ajuns. Eu. Hai, vă stau, băi, aveți de voi acum. Nu mai bine, nu mai bine, Butuchel. Trebuie, vezi că am vă 2000 de oameni pe live, ca să știi. Da, da. Eu nu știu. Hai, te salut. Te pupăm, nu mai bine. Te salut. Ce faci, mă, futuși cercelul de tot cu tuniu? Să moară familia mea, de n-ai bodă. Ce faci, mă, vezi că e al treilea live cu bluza asta pe tine. Băi, ăsta, cangur. Cangur de old. Băi, cangur de old. Ce e, mă, băiatul Liviu Vasilic? Moară ce-am ascuns, de n-ai bodă, mânz. Să moară familia mea, n-ai față de bodă. Dă-i drumul la meci, poșir ca bătrână. Ești vai de capul tău. Dă-i drumul la meci. Da. Dă-i drumul la căiul. Mamă, ce frez aici că ești puicula, să moară băicuța. Să moară puicuța, de n-aia era o podă muștă. Gață-i școadele tale, de când ți-ai luat mașina asta, ți-a băgat dracu furca în tine. Nu, ți-ai luat mașina de aia cu furca. Nu, tu ești foarte mișto. Mă, nu sunt mișto, dar nici ca tine să du-te dracu de aici. Să-i vantai ăla la gură, băi, Liviu Vasile. Un fel de Kenny Rogers. Un fel ce de Kenny Rogers, mă, dă-te că ești mai chilios ca mine, te trec de ananas cu păr pe Dumnezeu, lumea ce halești, să moară familia mea. Băi, modelinul de la Olt, ce ai, mă, te-a deburit la cap? Un praz îți mai trebuie. Puncte mai facem și noi sau așa, doar pe ce puncte să mai facem? Îți cerceai în urechi, uite, ți-a trână lanț. Băi, poate Mysterious girl, Arias Gadi, close to mine. Hai de-alea de-a lui Peter Andre cu filetul stricat. Mânca mie pula să mi-o bănânci de... Zici că ești ăla, cum îl cheamă? Fred Mercury. Păi sunt să moară Kenny Rogers. I want to break free. Ia, cu cerciu să moară. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Ai bodă mânz. Mâncă, mi-ai pula, că de când vreau să te arăt. Am bodă mânz? Stai așa să-ți arăt. Ce să-mi arăți? Dă-ți barba jos dacă ești becher. Dă-ți barba jos. Dă-ți infractorule din militari. De ai lăsat lumea fără lemne. De-ai tăia pădurea. Să rămână ave! Ori trei. Spargeți impostorul. Uite, mânca mea e pula cu cine semeni. Că da, de când mă chinuia mea să-ți arăt eu cu cine semeni tu? Stai așa, să rămână! Să rămână, beluinule! Uite, da, știi pe aia din Coyote Runner? Uite cum... Spaștele, băti! Mamă, și ăsta-i coyotul! Coyotele, uite-mă, uite-mă! Andrei Ursachi! Vă pupă toți tunetozaurii mei! Mic, mic! Ai dat drumul la meci, băi, țărarule! Băi, afumătoare! Vă pupă toți Ursachi, beluinule, party! A venit Luchi! Ai uitat că plângeai pe la fântâne azi noapte? Acum nu e manevră! N-are nimic! Păi nu mai e manevră, da. Să fie manevră. La asta nu mai e manevră, că a intrat pregătit. Mm-hmm. Intra pregătit acum. Păi, da, banu. Banu. Drogoguri. Nu, șefule, pentru a lua bani de la... Nu droguri, frate. A luat bani de la lume și nu s-a prezentat. E înșelăciune, Machiavelli.
Deci merge. Pe cum? Dacă tu, eu ți-o onorez ție, deci fii atent, eu îți dau ție niște bani. Nu ceva la mână cu ei. Bă, asta clar, că dacă nu făcea la mână. Eu îți dau niște bani ție și tu nu ți-o onorezi prezența, îți dai seama că pula mea. Auzi, fii atent, în formă continuată, deci sunt mai multe plângeri. Da, ce vrei, bă, vorbesc eu de oameni. A, nu, de, discutăm de subiect, că e, la, e subiectul zilei, nu că, Adena, te pup. Nu că... Bârfim. Dar dacă ăsta e subiectul zilei, ce vrei? E prietenul nostru, toți întâlnim da, probleme în viață, ce vrei să zic? Doamne, nu mă discutam așa, că nu știam ce s-a întâmplat. Da. Unde te duci, bă, țărame? E, le rezolvă el, nu e problemă. Bă, da, chiar la asta, la înșelăciune, prevede să-ți retragi. Păi da, de partea păgubită, depinde, trebuie să faci într-un fel, de cere daune morale după aia, nu-ți mai cere atâta, cere mai mult, îți dai seama. Da, da, zic, permite să te retragi, să nu te mai bage pe penal. Păi depinde, că intri de la o sumă anume, de la nu știu câte mii, nu știu. E mediere, există mediere, la orice există mediere. Există, da, există mediere, dar nu știu dacă rămâne fapta sau nu, a, permite. Rămâne fapta de înșelăciune, că rămâne dosar penal. Păi ce șmecherie. Păi ce șmecherie. Da. Hai mă, dă-i drumul. Băi, hai mă să-l batem acum, gata, doar ce intrasem și noi. Dar unde te duci, mă, băiatul lui Liviu Vasilică? Mă duc până la o clinică din asta să-mi fac niște analize din alea. Mamă, când o vedea aia să moară familia mea că a venit, cum îi zice? Nu, că nu-mi face la cap. Nu, pe zice, băi, știu că ești somelier la Cavador. Da. Ești la Unirea, la ce ești, vezi că ești... Să mă răspă familia mea, când o vedea să mă răspă familia mea că e Macadorul. Mă, ești du-te, drecu, de aici, de marchiz nebun. Du-te, drecu, de toreador nebun cu cercei de bulaneț. Păi nu vezi că ai toată lucrul ăla de Italia cu cercel de la punct și cu de la cruciuliț? Veme, meme, sotopa, faco, 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 ero, ero, misioni, nenenia mie, pergunar, nina, nici, va fata si, già basta, dacă bombeo te mai doare, mi scuza, dacă ai umblat la spătare, păi dacă zic că ai o inflecție, un bulanic în tine, dă-te în chilul meu de aici, ia arată cercelul ăla să murim, să moară familia ta din arățăla ăla cu cruciulițe. You are my fire, the one desire, inside of Tuesday, cause I got it. Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why ain't nothing but a heart. Cât timp te-am bănuit eu că ești cu filetul stricat și tu... Și na, te-am bănuit mult timp ca inflexiuni de-astea bulanice și tu. Eu sunt o persoană open mind. Ce opă? Pe opă mai nu înseamnă să bași carne tine ca să urmale, mă, paci. Dar tu ce căutai, bă, în colanți să faci breakdance? Pe așa e modă, măi, sunt straight for the dough. Ai să te fuți? Straight for the dough. He is straight for the top of the dough. Straight for the dawn? For the dawn, for the dawn. Trandafiri, trandafiri, să-l batem, să-l batem. Bună, Iuliana, bună la toată lumea. Straight for the dawn? For the dawn, yes. Dacă-l batem acum, gata, l-am scos din circuit, l-am omorât ca pe câine. Ca pe câine. Pe cine să bați tu? Pe am tunetozauri lângă mine, auzi. Nu mi-e frică, Doamne, cu ei, sunt tunetozaurii mei, bă. Tarap-tam! A venit! A venit, Luca! Te pup, Luca! Acoperă minima cu ceva, cu umbra unui parfum sau mai bine, sau mai bine cu umbra... Ursachi, te pup, prințule, trăiască familia și părinții și ce iubești, mulțumim lui Ursachi, mulțumim la toți băieții care m-au... Beluinule, te pup, Pati, Adam, Dinu... Merge, tată, merge. Te mulțumesc. Da, avem cu ce să ne bate, ăsta-i vai de bava lui ăsta. Acoperă minima cu ceva... Izvorul Valea cu pești, uite-l. Macadorul are, deci dacă îi pun niște colan și o pălărire și de-aia o față de-aia și că e toreador, ia uite-l. Da, dar uite că nu toreadorule, nu scuipa pe jos, că de-aia s-a inventat scuipătoare. Beluinul meu, te pup. Aveți grijă că ne arde cu mix snipe-ul la ăsta. Are de-alea de fraier. Mamă, ești amărât rău de tot, ascultă-mi ce zic. Uite și angajează-te că nu e bine. Mr. Cars, te pup. Ha? Cum erai tu, sir? Save you, save me, save for always.
That's the way it should be. A venit! A venit. Luca, te pup, Luca, să-ți dea Dumnezeu să-mi toate trească părinții tăi. A intrat pe interval un bărbat cu chilșuc care de 4 ani sunt un etuzor și tu nu mă urmărești. Băi, sunteți mulți mâncați și gura ta. Ți-am dat acum. Maserati, te pup. A venit Luchi Regele. Da, mă, te pup Luchi Regele. Cu aceeași frică de filaj. Acum, a, primesc snipe, ok. Snipe primești, bă, dă-te dracu, da, ananas vorbitor. Să mă arăși că ești pomelul de ăla din Carrefour, să mă arăși. O, modelino. O farmacie, nu mai pot de durere. Mă, du-te, naibii de impertinent. Impertinentule. Tu chiar nu-ți dai seama că ești o dejecție pentru oameni? Tu chiar nu-ți dai seama că ești un detriment pentru umanitate? Având în vedere că gradul tău de inteligență este atât de scăzut, dejecția naibii, te adresezi doar cu jargoane și argouri de cartier Machiavelli. Nu ți-e rușine? Tot ce-mi rămâne de făcut trebuie să spun că gradul meu de inteligență este mult prea avansat pentru IQ-ul tău, dobitocule. Așa că plăcerea cunoștinței este greu reproductibilă în cuvinte. Halimei Bașcheti de prazul tenesc, nesimțit ce ești, dobitocul dracu. Tu nu cunoști expresia transilvaniană, mai scutește-mă. Hai, pleacă dracu de aici, că am făcut jinerică. Stai, a venit regele Luchi, stai, mă. Ia, hai, mă, hai, atunci, hai, dacă a venit. Păi ce joci, mă, pizdu? Păi ce joci, mă? Păi ce joci, fofana, zi. Mă jur pe familia mea că nu ești bun în mașină, nici ca GPS. Zi, fofana. Vorbești oltenești. Zi. Deci, fii atent, când dau cu mâna în cervicală, mă dor dinți în gură. Serios? Cu viața mea, jur. Am ceva în viață, cred. Și totodată nimic. În viața mea... Inima nu fi haină, ca și tu un pic de vină, să vezi dorul cum mă poartă frunza în vânt. Și din trandafirul mura, maca, te rog să-mi suci. Una. Una, da, da, din, 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 pe pământ. Ai barbă, ce-n barbă? Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, amarul mai amar, înjurind din n-ai amar. Și din nănănăca vieții, nănăni în roa dimineții. Păi da, ești numărul unu, Machiavelli, să mă. Asta e vocea ta, de fapt. A, bulanule, fără microfonul ăla. Ai înțeles? Unde cânti cu chitara aia de mesteci maioneză și cu autotune-ul ăla. Dovene mari luci. Doamne, uitați, fraților, cum jicnește. Uitați cum jicnește. Să moară familia mea, zici că ești din povești de alea cu capra cu 30 asta vechi. Asta apreciem pe platforma asta. Să moară familia mea, zici că ești în abecedar, motanul a încălțat cu lemne asta mână. Susține, Miron care lemne. Onu are mașină. Da, bravo, bravo. Mă dă tequilul meu de aici. Bravo, susține jicnește în continuare. Miron care lemne. O, nu are. Bravo, susțineți jignința. Foarte bine, bine faceți. TV-aule de pumă. Ce dracu să fac cu tine, fire, al dracu de băiatul lui Liviu? Susține jignirile în continuare. Bravo, bravo. Jignirea, normal. Tu ai spus la lume că ești la fața, ai bara aia de Cielo la gură, dar ai asigurare pe ea. A venit regele Luchi. A ieșit pe interval. Regele Luchi cu chipciucară. Da, fraților, mânca în curs și a luat de aia cu furcă să se scarpine. Mașină cu furcă și a luat. TFA-ule! Te pup, bă, trandafire, bă, Florin Trandafir. Lasă-mă, bă, Florin Adrian Trandafir, te pup trandafire. Mi-a dat galaxia. Te invit aici, nu vei regreta. Ai încă te gândeai, mă, tu că dintr-un delicvent. Un om care a ispășit o pedeapsă de 5 ani, Machiavelli, omul care devină și cucerește. Te gândeai că să fii de măi depresiv nesimțit, măi omule care înveți copiii. Da, mă, copii, da, noi nu jignim oameni. Da, asta te înveți să mierleaua cu tic-tac. TFA-ule, te pup! Mai știi la Hotel Sport, când erai antreprenor de... Aici e clinica. Ai de cap. Ce o futare singur. Gâmești pula mamaita și tata. Ai să o fut în cur pe mamaita. Stau la mâini.
Cervicala mă doare, mă, nu capul aici. Îi dau la mâie lui preotul care te-a botezat pe tine și preotul care m-a botezat pe mine, să-i dau la mâie la preotul care te-a botezat. Amin. 48, mai avem 30 de minute. Ești cu Adiță? Da, bă, ce mă doare cât o să mă... Adrian, cum îl strigi, Adrian? Nu, sunt cu ăsta, cum îl chema? Zi să-i zic de abia ieși de la pușcărie. Cum îl chema? Pe cine? Zi, mă! Ăla de trei tu cu el. De a ieși de la pușcărie, de ți-a luat banii ultima oară, de nu ți-a mai dat. Cine, mă? De a ieși de la pușcărie, de stătea cu tine mereu. Dan? Smardoiu pușcărie? Dan Smardoiu. Cu Dan Smardoiu. Dan Smardoiu pușcărie. Da, unde mai e Dan Smardoiu? E la pușcărie iar. Nu cred. Și mă, în 4-5 ani ia să iar umblă cu tine o lună două iar. Mamă, a avut multe în trecut. Mamă, Dan Smardoiu, mamă, era șmecher Dan Smardoiu zău. Dan Smardoiu pușcărilă, așa-l trecuse. Zeule, te pup. Mamă, bă, te pup, bă, trandafirule, Reget, Lucky, Vlăduț, mare... Dănuț, Project X, vă pupă toți. Ce să joc cu ăsta, mă? Păi nu mai apreciat artiștii, nu mai sunt apreciați. Sunt apreciați ăștia de jignesc. Păi tu ce artist ești, mă? Ia auzi, bă, și tu ce artist ești? Ce artist ești, mă, tu? Hai, bă, ce drept. Bă, futu-ți paștele, mă, cu inflexiunile tale bulanice și cu... Bă, e scroc de sentimente. Bă, omul care... Tu n-ai văzut, mă? Păi ce ești? Artist. Păi da, îți miroase părul a vițela. I'm lost to gigolo and everywhere I go. Never be too light. Gata, sunt babe în ceadă cântă Elvis. Să mă arăt, frate. Oh, my love, my darling, my darling, I hunger for your kiss alone, lonely's night. E da? Mamă, uite, bă, dacă nu-l bani jocul ăsta, închid live-ul, nu mai stau. Să moară. E pilaful și ăsta, dacă vă zic. Dă-i drumul, dacă mă pași acum închid. Da, are inflexiunile lui Mihai Trăstariu. Hey, wow, wow, wow. Christmas. Ce când mai îngroșa vocea, că ești umblat la Christmas. Ai umblat la pom. Să moară, frații mei, de n-ai umblat la pom, ai umblat. Ești cu Joja, ești cu pilaful, tramvaiului, ascultă ce zic. Ești, au ieșit totul fel de transport în comun, o teleguță, ceva ești. Ascultă-mă, vezi că a lansat Ionescu provocare. De ce nu-i răspuns la provocare în RXF? Eu? Da. De ce să mă bag, mă bag cu femeile, ești prost? Da, mă, da, ce? Răspunde, că dacă nu-i răspund eu. Ce? Nu mai, mă, că lasă-l dracu în pace. Cine crezi că i-a răspuns? Pascu. Lui Ionescu? Da. Da, nu-mi dai să cineva. I'm snowing like a white Christmas. Auzi ce comentarii primești cu travestitul ăsta, joci? Ce te face să crezi, frate, că e tra... Adică ce? Pe ce acum baze? Că primește, că primește comentarii hata, le inventează el. Te moare băiatul meu, de nu așa mi-a zis zurul, mă jur. Păi și mie vrei să spun ceva și ce scrie lumea aici, a? Ce? Ce joci cu bot îmblănit? Care jignește toate persoanele. Bă, mă, jur pe familie, m-am jurat pe băia, mă, gulele. Uite ce scrie! Un misogin care jignește pe femeile. Asta bă, sunt... târtabeșa, dracu, bă, m-a scus, mă, față de canar, prost. Mă, jur că așa mi-a scris. Cine ți-a scris? Un sclav. Sclav. O, vă, cu Chris Family, te pup. Sclavoi, pișat. Chris Family, am și eu lanțul și brățara la manest, un caz social, poți să-mi dai un leu să... Că sunt casă așa. Te pup, Chris Family. Ești ăla. Ce vrei, Florine? Că oricum te bate, te nebunesc mâine. Te-ai dus cu muzica. Mă, ne-ai nebunit, ai făcut 15 secunde. Mă jur pe familia mea. M-am dus la frigider să-mi iau un suc și când te-am văzut pe jos... Mă, tu le-ai făcut pe alea. Mă, tu le-ai... Mă, du-te, dracu, mă, de aici de Smardoi. Măi, noțul cau, mă, luptătorul alb. Ce ai, mă, du-te, dracu, pistel. Nu mai vorbi. 15 minute ai făcut. L-ați bătut pe ăla dinainte să nu se mai bată cu tine, că îți rupea mâine. Păi de ce nu s-a mai prezentat, auzi? Păi nu s-a mai prezentat, că l-ați luat în bătăi. Nu l-a bătut. Da, și tu un militar și gemănari. Să mă rog, familia mea, dacă am vrut să beau și eu un suc, o bere, și cum am întors macaveni, era pe zi, să mă rog. L-ați bătut, 15 secunde, să mă rog, familia. Ce cred? L-ați snopit, l-ați bătut, aia că mă mura. L-o mura, îl dezmembra. Prima oară l-au snopit în bătaie, hata, nu s-a mai prezentat ăla. Cine l-a bătut, mă, nu l-a bătut nimeni, mă. Cum, mă, nu l-ai bătut tu cu casca prima oară? Păi dacă s-a dat la mine, l-am bătut. Lasă, mă, s-a dat. Așa și după aia l-au bătut gemănarii.
Las bătul, l-ați rupt cu bătaia și la urmă, i-auzi, mai aveai, ce să mai vină omul, îți dai seama, era frică. 22 de trandafiri, tu zor faci și noi, nu minte, fraților. Așa îi intimidați voi. Luptă de tempul la mea și câștigă meciuri și la urmă, da. 22. Hai să-i vândă și noi o ceartă, să ne batem amândoi. Și pe ce să ne începem? Te las ca să-ți dai, eu rezist 13. Și pe ce ne începem? Nu ne crede ăștia. O făceam noi de mult, dar nu ne crede. Ne certăm pe băutură. Ursachi, te băgăm ești. Că ți-am băut cavadorul. Nu stăm picioare, nu stăm picioare. Că am fi făcut-o noi de mult. Vă mulțumesc la toți fraților pentru cadouri. Mai ne trebuie 5.000 de puncte ca să facem și noi 20.000. Ce tare chiar mi-a făcut. Alinuța, mulțumesc. Ăsta e patul, nu? E patul, să moară mama. Da. E patul. A venit regele, te pup. Da. Șef, de șef. Mamă, nu cred. Am vrut să iau două, dar nu mai ia de-aia. Da, vreau de Toma, că aveai, n-am ce să mai joc cu tine, ești pe bune, ești. Vai de mama ta. Eu am oficial mâine, mă, le-am mâncat și cu cine? A, cu Florinel? Da. A, da, ești tu așa, înțeleg. Păcăm și noi din puncte, alea. Ce suferă, mă, că ce suferă, ce aveți, mă, frate? Bă, băi, mai știți, mă, de glumă, voi sunteți nebuni, mă. Lasă-i, lasă-i. Bă, bă, chiar sufăr, că mă doare cervicala să-mi bag pula de nu. Mamă, să moară mama, tu vorbeai de părmaca și pe bunici că-i... Da, ai văzut? Zici că e lucru manual în cap și că e... Și când se punea hârtie de aia cu lipită, creponată la școală, de-i făceai lui măta cadouri de alea de cu săpun, cu de-alea, cu globulețe pisate, cu zici că se mără familie de ce părere. Zici că ești păci, pui de-alea de capră. Pupa păcii. Meee, uite tuța, chiorule. Ești terminat.com, gata, te-ai dus. Fii mamă, tu o să fii și urât, Chelios, că ai față de țânțar și e țânțarul de la Raid. De la... Raid! Yeah! Mulțumesc frumos! Ursachi, te pup, prințul meu! A venit regele Chris Family, Albert Răcătoși, vă pupă toți! Ultimul meci, băi! Bă, uite ce înveți tu, copii, na? Uite! Ce consum... vorba, Ulin, dacă mă doare... Uitați ce învață copii, asta a învățat! Ăsta, macadorul. Doamne, cervicala, ce vrei? Băi, lasă cervicala. Băi, pârșule. Asta-i învățat copiii, cum să se distrugă cu tic-tac și cum să bea și cum să fie depresiv. Hata, ești actor, tu ești înțeles? Mă, du-te, dracu, de țăndărică, de teatru mic. Ești nebun. Uh-huh. Uitați, oameni buni, ce învață. Uh-huh. Da, vai. Uitați ce îi place, îi place, na? Vedeți? Șterge-te la nas, că nu ai mâncluat-o pe gură. Nebunul e de tempul. Cu tuznările alea, deci că trage o eugenie pe nas. Ce treabă are? Ia mă să vedem cum e cafeaua. Ții tu, dracu, care ești? Asta înveți tu copiii, mă? Tot-o cu tuniu. Da, fraților, tratați-mă dacă... Simți, ții tu, dracu, care ești. Ce-i învăț specială? Margi, mă, scârbă, vezi că semeni cu Stela lui Popescu. Ce să învăț copiii? Să fure banii la părinți, să ducă la cazinouri? Da. Da? De ce? Poate câștigă, poate ia tablou de șeptari, panouri. Da, așa, dacă se omoară, ce pula mea mai face? Că nu mai face nimic. Păi da? Uite, și freza o ai de drag, ți-a crescut coarne în frunte. Ai freza, zici că ești, cum îi zice, de la cum zice, Demistocle ăla. Nu, tu ești superb. Mă jur că tu ești din anii 60, din anii 70, cu o scrisoare pierdută. Ce superb ești tu. Păi da, ia uite, Bubico. Randafiri. Domnul Goie. Mamă, ce mă doare, bă, gâtul, bă, nu mai pot să mă... Mhm. Hai, ultimul meci cu burețarul ăsta. 22, vă mulțumesc din suflet la toți. Ultimul meci cu burețarul ăsta de vasă și gata. Trecem la next chapter. Uite-l, nici barba nu-i crește, dar dracu ce are barba mucegăită și care mucegai în barbă. El are și liță așa și a lăsat rândunica aia la... Ia s-a deconectat de la live.
Toți paștele. S-a deconectat de la live să vară fata mea. Cu cine jucăm, mă, frate? Nu e nici dracu pe aici. Ce zici, moșule? Ce zici, moșnauțărule pitic? Aia jucăm un meci, două. Jucăm, frate, dar vreau prima oară să-mi spui de ce stai în unghiul de 90 de grade. E mai cald acolo? E frumos aici, da. Dar cum ți se zice? Butuchel? Că ești chel? Sau butucel? În engleză îmi spune să-mi... Dar cum ți se zice? Butuchel? Că ești chel? Sau butucel? În engleză îmi spune să-mi se spune... Bă, lasă-te, mi-a ajutat pe familia ta, stai și în gură. Că zici că ești pui de la de clocitoare, de la de abia se naște de nou, dar îți trebuie o coajă de ou în cap așa și Calimero. Nu știi pe Calimero, ai față de pui. Mă jur pe fai când mi-aduc aminte de școală și gutuia mărui cu puf galben ca de pui. Să moară mama, dar n-ai față de... Ascultă-mă! Stai că ți-l arăt pe Calimero. Stai să-l vezi pe Calimero acum. Na. Watch my stop! Da, știu. Haram sam sam, haram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Hai mă, ce cauți gutuile acum, frate? Nu caut gutuile, ți le arăt pe Calimero. Ah, mă lăsă pe Calimero. Vezi, poate te vizitezi prin București și după iară. Uite, asta e nevasta lui Calimero. Uite așa e, față de pui. Uite așa e. Și ăsta e Calimero, uite, ăsta e Calimero, da. Ăsta e Calimero, mai că era negru, uite, cu coaja aia de ou în cap să moară, frate. Aduce-i, aduce-i. Butuchel, că n-ai un dragul să fii de nie bun. Calimero, zici că ești. Doamne, nu ești Kinder. Vrei și Kinder? Da. Aram țam țam, aram țam țam, duri du di du di du di, să zăt toți mongolini. Trebuie pe cornulețul ăsta nebun să moară, mamă. Timbrul ăsta de scrisoare, iau. Pus mănușa, pus mătușa, pus... Ce? Mănușă, mănușă! Mănușă, 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 mănușă! Aram, sam, sam, ham, 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 ham. Amii, mănușă. O mie de pumpi la mănușă, o mie de pumpi la mănușă, o mie de pumpi la mănușă. O mie? Mm-hmm. O mie. Dați 1000 de puncte. Bine! Exact! 1000 a luat-o! Bine! A luat-o! A luat-o! 3 ori, tunetozauri. Trebuie 2000 de puncte, îl facem varză cu 2000. 1000 de puncte, 2000. Ce snipe? Nu mergi acum 2000, dar de snipe ce faci la snipe? 4 te pup. Puneți o mănușă, tunetozauri. Puneți o mănușă și luăm pe mănușă. Ia uitați-vă, bă, am zis că nu știu ce. Uite. Da. Ca să vedeți și voi. Rari. Puneți o mănușă, tunetozaurii mei. Bă, veri, ce, tu ești mai iubit ca mine, dar și eu sunt iubit, ma, ca nu de multe persoane ca tine, dar sunt și eu iubit, frate. Ești foarte mic. Da, stop, tunetozauri. E 2-3 persoane. Să ajungi ca butucel. Mulțumesc frumos, soțiorul ăsta. Cei care nu dau tap-tap, să vă dea Dumnezeu să aveți părul lui Ferrari, care nu dau tap-tap. Alexandra și așa. Puneți, mă, o mănușă, n-avem o mănușă. Care nu dau tap-tap, să dea Dumnezeu să aveți părul ca Ferrari, să-l aveți. Buturuga mică răstoarnă carul mare, nu și în situația asta, că mă ajută tunetozauri. Oameni buni, care dau tap-tap, să dea Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu. Puneți o mănușă și voi, puneți și voi o mănușă. Beluinule, ai mănușă sau tu, Ursache, ai mănușă? Păi, iau ce putere are să... Miram, sam, sam! Ia! Că nu am iată!
Sanca Rimi. Nu are nimeni o mănușă? Ce ai puțin, mă. Nu te mai salează nici doctor, ești nebun? Ferrari, nici doctor nu salează la mici ăsta. Pe lui nu le te pupune, dai pe mănușă și cadou, Tunetozor. Pe mănușă și cadou acum, Tunetozor. Toți. Cât o mie, cât o mie îl spargem. Cât o mie, cât o miuță, cât o miuță, cât o miuță. Cât o miuță, Tunetozor, cât o miuță. Băi, n-am forță deloc să mor eu. Dar de ce? Oh! Cioco, te pup încă cineva, hai. Încă cineva, 5 secunde, mă. Hai, mă, astea, mă, cât ia ori 5 ăsta, mă. De căci... Aaaa, ursache al meu! Nu! Ursache al meu! Te pup, ursache meu! Ce faci viața? Ce să faci sau tu? Nu vori prostit, că avem și noi pe lângă spate, uite-te. Să trăiască copiii, să fie sănătoși. Ce faci? Ce faci, Pin? Ce să fac, uite, stau. E supărată? Supărat sunt, Doamne, iar e foame, țiganul când n-are ce mânca, când e foame cântă, nu? Ai mâncat ceva azi? Eu n-am adunat că n-am mâncat nimic, ai criză mare. Doamne, frumusețe. Și ce faci? Donat, că e criză mare și n-am mâncat nimic. Nu veni așa aproape de cameră, că-ți sare galeria lui rapid în gură. Ai un... Uite frumusețe ce ești. Doamne, jur. M-am îndrăgostit de tine. Mama mea, te lasă-mă că să mor aici dacă nu am fost necăjit, că am venit de la spital la ora 2 de dimineață. De ce ce-ai pățit, zău? Nu, eu copii. Pe ceau? O primi ceva virus de la școală. Aha. Tu nu primeai, că respiri și muștele din cameră să moară frații mei. Dacă ți intră muștele pe nas, Cristi, te pup chiorul meu! Îmi intră ușor, te pup. Dacă intră muște în casă, stai, bodobeș! Hala, hai de bichior, meu! Mamă, ce ureche are și asta să moară, măicuța! Fata lui Cosmo. Te-ai văzut astăzi în oglindă? Hai să mai vorbi de oglindă, că să mor acum dacă... Te mor tu din ea, zice astăzi, te-ai văzut în oglindă, să mor aici dacă... Te... Dar de ce vorbești când vorbești pe nas? Zici și tu, de ce vorbești pe nas? Am etat pe micarul care nu da statat, să arătați ca Ferrarul. Mutra lui Ferrarul să aveți și dar Dumnezeu să arătați ca Ferrarul care nu dă tata pe ecran. Uitați-l, uite, aia e nevastă ta. Aia e nevastă ta. Zici, Ferrarul, aia e nevastă ta. Am ieșit pe trandafir. Tionu. E nevastă lui, bă, bravo, bă. Nota 10. Nici trandafiri nu le facem suga. Să mă rece dacă facem niște trandafiri. Dacă nici trandafiri? N-am primit nici trandafirile, că e criză mare și mondială. Mondială, păi da. Mondial, orice e mondial. Criza e mondială. Ori trei până pe zauri. Corect. Tătă ne-am rupt, am să o facem provocare. Tătă ne-am rupt. Ce înseamnă, nu? Ce să vă stau? Vă pup pe toți. Ivane, te pup pe toți. Așa e pe la când ai cu cine să intri. El nu mă aduce de cere, că nu are cu cine să intru. N-am cu cine să intru. Claudiu Stan, te pup, dacă nu-mi dai cerere niciodată, cu cine te intru? Nu-mi dai cerere niciodată. El nu mă aduce cu mine, că nu are cu cine să joacă. Lucky, respect, frate, mulțumesc din suflet, Lucky. Respect, fratele, nu trebuia, frate, stai la butucea, mulțumesc din suflet. Respect. Omi lache. Hai lache, 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 lache. Hai lache, țuche, țuche, țuche. Omi lache să ne bate. Norocos, nu lache. Claudiu stă ce. Omi lache să ne bate. Omi lache să ne acabă. N-am putut, amen, n-am Lucky, putut. Sunt, n-am văzut și... Cristina Andreea, să rămână, Ivan. Vasi Babașa, te pup, Spider-Woman. Antonio Gaming, Gioinea. Alex, Marcela, Marius și toți ceilalți, vă mulțumesc de suflet.
Dar ce-i cadou-i ăla? E frumoasă, fraților, e frumoasă. Nu vedeți? Îți are galeria lui rapid în gură lui doamna. Mai ales că să mori aici dacă... Mai du-te, dracu, fă ceva cu nasul ăla, că nu vorbiți, vorbiți puțin serios acum. Uite, păi, când erai tu tânără, când ai fost la podcast. Hm? Da. Frumusețe. Bravo ție. Cea mai frumoasă ești. Bravo ție, nu te-a zice, ai notă. Nu mai ai... bune, uite, vezi să supără galeria lui Rapid. Are de gură galeria lui Rapid. Te pup, te pup, Cornele. Serios? Da. Doamne, te pup, să trăiască copiii să fie sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate și mai bine. Și ce la fel. Aleș Berculeam, vă pupă toți. Cine mai jucă, mă, frate? Lucky, mulțumim, frate, îți mulțumim. Poftă bună, mulțumesc. Mă, Maria Diamond, cine e asta? Cine? Bună! Bună, Maria! Ce faci? A? Ați pus Maria Diamond și arătea o plată neprețioasă. Ce faci? Nici nu l-am auzit, taci. Ce ai zis? Zici, ai pus Maria Diamond și arătea plată neprețioasă. Cine? Da. Da unde ești? Știut. Să ai poftă. Mulțumesc frumos. Cine ești tu? Păi, dar nu-l aud. De ce? Te-a întrebat dacă e fii tu. Nu, e nepotul. Să strească. Te-ai tatuat în zi? Uite, eu nu-l aud. Cum trebuie. Ce dracu să joc cu creanga asta de nuc, mă? Aia nu mă aude. Da, cine dracu mă ajută, mă? Dăm cu țăream de ăștia, ba, vai pe mână, cu semnătură de la Patriarhul Daniel, era credincioasă, să jurați cu mâna sub patrafie. Uite-o și pe Paul. Ce mustață, spion ai, Paul? Zici că e spion, ce mustață ai, să moară frații mei. De unde ești, Paul? Din Galați. Unde plouă cu cârnați sau plouă normal? Ha? Plouă normal. Aha. Cu ce te ocupi, Paul? S-a școală, stai serios. Aici, la școală? Nu vorbesc cu lui. Trebuie să domn profesor? Nu. Nu. Muncesc cu oamenii. Ești la tehnologie. Nu stăm degeaba aici, ia uite. Văd, stai pe tine. Muncesc lumea aici, ia uite. Stai pe TikTok, șefule, stai pe TikTok, văd. Muncește asta, vezi? Stai pe TikTok, văd. Pune mâna pe telefonul la școală, că voi sunteți viitorul de mâine, că fiți electricieni, ăsta. Nu stai pe TikTok. Păi, pe bune? Paștele mamei voastre. Voi sunteți noua generație care trebuie să ne trateze de cancer, să ne repare lumini, să ne facă poduri. Stați pe TikTok. Aia, da? Nebunii lumea pentru urmăritori să moară, mamă. Hai, da. Ionuț, te pup, frate, Ionuț Music. Asta e școala în ziua azi, păcat, frate. Am să faci așa. Am nebun la cap. Ăștia sunt viitor. Ăștia o să ne trateze de boli, ăștia o să ne facă poduri, ăștia o să fie avocat să ne apere, ăștia o să facă... Da? Mamă, ce păr am și un cap. Biju, unde e Biju? Îl dracu și pe Biju, că nu mai arfe are în el. Nu-l văd. Uite, i-am dat lui Biju. Pe are alea închise Biju. De ce ți se-mi dea?
Salut, Claudiu Stan. Flow-ule te pumă. Vulturul nopții. A, nu e ala. Cui dracu i-am dat invitație? I-am dat lui unul invitație din greșeală. Costel Bijou. Păi are 400 de inci Bijou. Flow-ule te pubă. Eu nu știu cu cine să jucăm, mă, frate. Păi nu știu cu cine să joc, că nu am cu cine. Ia spamați la Bijou. Da di 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 da. Da, Zoro, da, 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 da. Adio, Cosmin. Vine acum Costel? Bă, nu-l văd. A, gata. I-am dat, dar nu merge. Îi dau, bă, dar nu merge. Nu știu ce dracu îi face ăla. Tot i-am dat lui Costel. Cred că nu-i merge netul, mă. Păi te așteaptă, dacă el n-a deschis gazda, n-a deschis alea, cu ce mă așteaptă? Uite, îi dau de-aia invitație și el nu o acceptă. Ăsta n-are net. Pune aia la mașină că îți dă la blog, băi. Nu-mi dă, mă, că sunt de ora așa. Ce faci, Costel? Bine, șeful meu. Am avut și 1400 de persoane mai devreme, am intrat în gază și mai am 400. Da, o întrebare așa, raport calitate, tu, mine, da? Fii atent, vorbesc să moară băiatul meu cum mă jur pe băiat. Tu mă respecti pe mine? Cel mai mult. Bă, eu vorbesc că dar nu vorbi la invers. Dacă eu te spun pe tine și îți dau un mesaj, tu îmi dai numărul care îl dai la toți bulangii? Să mor tu că ți-am dat numărul eu la manager, ți-am dat numărul meu. Număr, eu îți scriu pe număr și tu nu vezi. Iubitul meu, bă, nu mai îmi bate obrazul, că n-ai dreptate să moară familia mea. Dacă nu sunt supărat maxim pe tine, ca să știi. Că am și eu pe acolo, să moară fiul meu, nu sunt supărat pe tine. Mai mă și dau, e fratele meu, e prietenul meu, e pula mea. Bă, nebunule, nu ai numărul meu de telefon, l-am schimbat, le schimb la săptămână eu numărul. De ce ești nebun? Cum să scrii tu mie, bă? Ia scrie-mi acum. Bă, ți-am scris, ți-am scos, Costele, sună-mă, că trebuie să vorbim. Și nu mai sunat, și m-am făcut și de râs. Ești nebun? Hai. Mai și zic, domnule, prietenul meu. Ești nebun, de-a binele. Tu n-auzi că n-ai numărul meu de telefon, că le schimb la săptămână eu? Ești debil, mintea, nu vrei să înțelegi? Bine, să moară familia mea dacă am văzut eu vreo scris de la tine. Nu mai fi nebun și nu mai te arunca cu capul înainte. E cum mă, dacă eu scriu că... Dar de cine? Bă, am avut obligație la cineva. Am avut eu obligație la cineva și am zis, bă, uite așa. Și dă-mă-i fratele meu acum, îl sun pe personal. Băi, și... nebunule, vorbești în zadar tot ce vorbești. Dacă ai scris pe un număr neexistent, cum vrei să-ți răspund? Pare, mă, Costele, că pe ăla mi-ai scris mereu, ești nebun. Băi, schimb numerele să moară copiii mei și tâmpit. Mă jur pe copiii mei așa, dar simțul tău. Bine. Băi, te-ai jurat pe băiatul tău, de-aia mă jur. Urât să moară familia mea, cum să nu-ți răspund ție eu? Dar cine ești tu să nu-ți răspundești, nebun? Ăla m-am făcut de râs, că am zis că fac o treabă și n-am mai făcut-o, ești nebun, m-am simțit. Nu mai te face, mă, de râs, că eu schimb numărul la 3 zile, la 2 zile, la o lună. Întreabă pe toată lumea dacă nu mă crezi. Eu nu țin un număr de telefon, nu fac bani. Și pe Facebook de ce n-ai răspuns? Să moară familia mea dacă am Facebook-ul instalat pe telefonul ăsta nou. Bătrânule,
Scrie pe Instagram, fii modern și tu. Bine, mă, hai, dă-i drumul la meci, să ne jucăm. Acum ne batem pe bune, că m-ai supărat. Ha, dacă pierzi, melodie la primul meu MVP. Nu, bă, ne batem pe bune. Aha, mă, bine, hai să ne batem. 10 minute, spune, ha. Stai, mă, de încălzire. De încălzire, că acum dau și ei mei distribuire. Unde te duci, mă? Am și o cântare azi. Unde? Alexandrie. Pe 23 mai ai treabă? Mă uit în agenda. Pe uite-te. Pe n-am agenda eu. De asta nu țin număr de telefon eu. Ce nu înțelegi? Vorbesc cu Tavi. Tavi doarme acum. Îi scriu lui Tavi după ce joc cu tine. Și când îmi răspunde, să-mi scrii numărul tău de telefon în privat pe TikTok. Pentru că eu am schimbat telefonul, de-aia nu am nici Facebook și de-aia nici n-am primit mesajul tău. Să vezi că am alt număr de telefon. Poți să-mi dai numărul tău de telefon acum, în direct, aici? Da. Sau de lumea? Ce un drastic, zici, v-am spus să-ți dau un numărul. Și ajung la treabă. Tap, tap, până pe zaurii mei, tap, 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 tap. Bă, ce-ai făcut? Cine vrea? Ai descoperit TikTok cu Costel? Da. Ești cu Gabi acum? Aoleo, ce fel e sunetul ăsta, îmi place rău tot. Ce e, ce spune acum? 22 de cadoașe. 22 de trandafiri. Sandu Curcanu, te pupăm, Sandu de Turkey. Ce-a făcut, mă, Salam, că am văzut la televizor? Ai văzut și tu? Nu știu, bă, băiatule, am văzut și eu. L-am văzut, am mai apărut știrile astea pe aici. Ce am văzut la televizor, mă, fratele, că a luat banii de la înșelăciune. O să fie, mă, înșelăciune, dacă a fost omul bolnav și n-a putut să prezinte și dacă n-a dat bani înapoi, nu-i dă banii Salam, ci eu 15.000 de tot. Da, normal că îi dă, normal că îi dă, dar ți-am spus pentru ce la ce au zis ăștia la televizor. Știu eu ce a făcut, e al nostru. Ori 3. Nu știe toată lumea că a avut și niște probleme de sănătate. Știe toată lumea că nu s-a prezentat la un eveniment și s-a dus la altul mai departe. Că nu s-a mai dus deloc pentru că a avut probleme. Și au fost evenimentele astea care s-au revoltat. Astea 3 evenimente care au fost s-au revoltat ei. Că nu, că n-au apucat să termine socotelile, să-și încheie socotelile cu ei. Dar nu e probleme. Cristina, să rămână Cristina Andreea. Mulțumim frumos, Cristina. Nu mai joc cu ăsta în viața mea. Are 2500, 2700 și într-o secundă are 9500. Alexe, Ștefan, Alexe, ce, ai avut probleme să rămân pe la nuntă? Fără mănuși, vă rog eu mult de tot, fără mănuși nici la mine. Da. Ai avut probleme pe la o nuntă seară? Nu, așa s-a preconizat, așa s-a zvonit. Am intrat mai devreme pe live și am spus că n-am avut niciun fel de problemă. Am cântat la prietenii noștri de atâția ani de zile, la Boti, la Vinga și la Sandocan de la Craiova. Oamenii, știi cum e lumea pe la Craiova? Stop, cântă tu, stop, cântă tu, stop, cântă melodia aia, stop, cântă melodia aia. Eu am stat acolo cu Florin pe scenă, cu Guță, cu Copilul de Aur. L-am așteptat rândul meu, am cântat și eu două strofe, două versuri. Și pe urmă s-a făcut ora 12 noaptea. Că uite, acum aia ți-au oameni și tu, acolo am și 1200 de persoane. S-a făcut ora 12 noapte, eu trebuia să plec de la ora 11 de acolo, că eram angajat de la ora 8:30, 9 până la 11. A venit Florin, mi-a zis lumea, stai să mai cânti și tu o strofă cu Florin, două strofe. Am cântat încă o strofă, două cu Florin și am plecat pur și simplu că la ora 1 trebuia să fie la Pitești. De la Craiova până la Pitești faci 2 ore, o oră jumate, o oră 40. Și am plecat la 12 loc să plec la 11. Și am întârziat la nunta mea la evenimentul meu la Pitești, 40 de minute, 45 de minute. N-am făcut nimic. Și spune lumea că mi-a luat sala microfonul, că eu când pe microfonul meu, n-am dat microfonul meu la nimeni, nu că nu-l dau. N-a fost nevoie. M-am pupat cu Florin, m-am luat în brațe cu el, dar lumea, asta le-a spus, Andrei, sunt prea răi, bă Ferrari, bă, mâncați ești. Da, sunt prea răi, bă, au scos vorbe oameni care nu erau la petrecere. Sala vorbea în timpul ăla când a zis Copilul de Aur, Bijule, nici nu era Salam la care a zis Bijule. Copilul de Aur a zis, Salam vorbea cu ăla la ureche cu Roberto și a zis
Nașul mare a venit la copilul de aur. Ce vine are copilul de aur? Și i-a zis lui copilul de aur, fă tu un costrofă. Și a cântat copilul de aur. Nici măcar n-a cântat salam. Și zice lumea, ia la microfonul salam lui Biju. Da, mă, da, da, da. Nicio discuție, niciun fel de discuție. Eu am plecat în drumul meu. Absolut, nici din partea oamenilor, nici din partea mea, nici din partea lui Florin, nici din partea lui Guță. Pe mine, eu te întreb ce trebuie să clarifici cu lumea pe aici. E frumos. Da, cum să mă supăr? Pe contră, tu mă ajuți pe mine. Eu ce am zis, că ai o grămadă de oameni acolo și că mă ajuți. Hai. Băi, am ajuns la benzinărie, sunt în pantaloni scurți. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Vreau să faci... Las telefon așa? Da, dacă pierzi, îi faci melodie la MVP-ul meu. Cum? Îi faci o melodie la MVP-ul meu, strof. Hai. Hai, tap tap până tu zori și pe aia poți să te duci. Stă bine în sacul și pantalon scurs. Zici că ești Leo de la Leo de vis. Bă, și n-aș mai trebui când a dat el, când a coborât în pantalonie. Știi? Bă, ce frâni! Tap tap până tu zori. Ce frâni a făcut ăla, mă? Rare șachela cu bășina aia pe jos. Da, rare șachela, dar-i dă-mă, ăla-i halat din rău, rare șachela. Am umblat în toată lumea rare șachela. Ai alte prieteni cu toată lumea, cu Mayweather, cu McGregor, cu Khabib, cu toate vedetele, e tare băiat. E de la Moldova, Rareșache. Da. A un băiat deștept. Tap, tap, tot sunt o zauri. Mâncarea mea pe ziua de astăzi. Ce mănânci, mă, Belvita, de aia ce mănânci? Uite, mă, dă goasă, poate ăsta ce mănânci. Bravo, Costel. Ai rămas fără voce, de aia. Un ou, lămâie, bang, direct. Să știi că sunt cam rău cu gâtul, băi. Din cauza la odihnă, nu m-am odihnit în loc. 24 trandafiri până tăzauri. Am ajuns să mă schimb pe live, mă, din cauza ta. S-a atins obiectivul. Aram-pam-pam-aram-pam. Tiri-ri-ri-ri. Bă, eu dăm 3 trandafiri, băi, hai, mă! Bă, nu faceți obiectivul! Hai! Nu s-a atins. Apa, da. A scris s-a atins obiectivul pe fundal negru, mă. Cum scrie, nu s-a atins obiectivul, știi? Da. Dar unde e fost ăla? Posturare? Unde ai fost de event îmbrăcat așa? Nu mă dau ca să am plecat în pantalon scurs ca să stau lejer în mașină. Ori doi tu le toți aurii mei, care vreți. O strofă, primul MVP, face la primul MVP strofă. O strofă și de la mine la MVP-ul meu și la locul 2. O strofă la primul MVP, Hachi, Hachi, te pup! Să vedeți ce snai pare el acum ăla. Bau, bau, bau! Păi Hachi, și eu nu ți-am dat provocarea, băi! Băi, eu nu ți-am dat provocarea! E problema ta, șefule. Eu ți-am dat, eu ți-am făcut. Mulțumesc mult! Snai! Hachi, te pup, Hachi. Să vă transcupam la voastră MVP-urile mele. VIP-urile României. M-am născut direct la VIP. Și a revenit gâtul pe loc. Păi, dar normal. Așa stăm eu, tare. Când vedem cașcaval, ne revenim, nu? Păi, da. Da, vă rog. Mai cu la tine, 3, 4, 5, 2. Vă pup, Dan Mitroi. Vă pup pe toți. Vă salut. Talia subțire, nu știu cum, am auzit și eu. Melodia de mișto rău. Cine o cântă? Nu știu cine o cântă, să mă rău. Am auzit-o pe TikTok pe aici, e mișto.
Mai, hai să spun ceva. Uite acum, în direct live. Să moară familia mea și cea mai scump. Dacă nu numărul meu de telefon actual, să termină cu 307. Și este, îl am de cel puțin o lună de zile. Ia vezi, tu ai numărul cu 307? La sfârșit? Că mi-a rămas pe cap, fraiere, că spui că îți te speri pe mine. Tu nu trebuie să... Snipe care vezi primul MVP, Haci, te pupăm, Haci. Haci, are el snipe mai mare. Las că e bine, foarte bine. Gilbert, safe, te iubesc cu vedere. Stai, haide, haide, haide. Divertite, te pup, bă. Haci, te pup, frate. Pentru cine să spun pe Haci? Te pup, Ferrari. Te pup, te pup, bă, prințule, ce faci? Cum ești, bă? Prin țări. Prin țări? Am și ăla de scame cu nate? Haci, pentru cine mă să spun? Auzi, mă, cântă-i lui Haci pentru Haci. S-a născut la VIP. Mamă, toți acolo, tata lui Nicolas, toți. Florin, el, te pun o bugă. Doamne, îmi dă unul muie de când am început live-ul. Mă, ce-i bă vere să trăiască familia atunci la fel de două? Lu Haci când te m-am născut la VIP. O voi să cânt aici? Haide, mă, și spui de fel acum. Două minute aștept. Aici? O, mă, și... Mamă, și spoturile, bă. Nu e pe aici și la birouri. Cine? Cum tău e pe aici? Pentru Haci! Haci, mă, Haci! Haci, am zis! Haci, mă! Haci? Haci! Haci, scuze! Pentru Haci, pentru MVP-ul lui Felaru, fratele meu, și să fie și pentru Paul de la Brașov, MVP-ul meu, m-am născut direct la VIP. Așa sunt făcut, din puțin știu să mai mult în orice șmecherie. Sunt primul, nu stau la rând, fac câte o magie. Ies mereu învingător, sunt dovada vie, cel mai bun producător. Zeci de mii, cheltui pe zi. Alții se plâng și eu râd că fac prea mult. M-am născut direct la VIP. Fac șprițuri zi de zi, poftele inimii. Prototip pentru dușmanii mei. Să facă și ei doi lei, să le dau idei. Bravo, nu s-a făcut. Pofti? Da. Da, plătesc chirie. Plătesc chirie, haide. Ai cântare? Cine-i mamă, Leana? Că rămâna, doamnă. Și că aveți pufarine în cap, doamnă, și că aveți să rămâna, doamnă. Deci că sunteți izgonite din sat. Să rămâna. Super, doamnă, aia. Zici că are popcorn în cap. Vezi că nu te mai auzi, Costică Biju. Nu te mai auzi. Auzi mașină, se aude mașina, te-ai conectat la mașină, Bluetooth. Se aude aia de la mașină, tic-tac, tic-tac.